Bună seara și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre aerisirea unei frâne de KTM. Nu contează foarte mult și la alte motociclete sistemul este la fel. Acum, ce avem nevoie ca să fie mai ușor? Am instalat deja, mă apucasem de treabă și apoi am zis că să fac totuși un video să arăt că am mai primit întrebări legate de acest procedeu. Este ceva foarte simplu, adică nu este nimic deosebit, dar totuși am zis să vă arăt. De ce nu am făcut un video până acum? Am crezut că nu este ceva care să nu se priceapă lumea, dar haideți totuși să discutăm. Acum, avem aici pompa de frână. Aici este rezervorul de lichid, în cazul nostru este direct în pompă. Există unele pompe care au acel furtun și cu un butoiaș, nu diferă cu absolut nimic, este fix la fel procedeul. În spate avem etrierul cu aerisitorul. La fel, poate să fie diferit, nu are importanță, aerisitor veți avea, fie că e aici, fie că e mai sus, fie că mai într-o parte, nu are niciun fel de importanță. Ca să ne fie mult mai ușor să facem acest procedeu și fără să facem prea mare dezordine, avem nevoie de o seringă, nu neapărat așa de mare și cum este aceasta, lichidul de frână, în cazul nostru mergem pe ceva profesional, așa avem nevoie de o cheie de 8, majoritatea aerisitoarelor au cheie de 8, așa, pentru aici. Pentru a nu face mizerie, avem nevoie de un furtun pe care să-l conectăm la aerisitor. Aerisitorul are un căpăcel, este foarte bun acest căpăcel pentru că împiedică mizeria să astupe aerisitorul. Alt rol nu are, dar este foarte bun ca și capacul de la vintil să protejeze de mizerie. Îl îndepărtați și apoi am conectat acest furtun. Așa, avem nevoie de un recipient destul de mic în care să se scurgă lichidul de frână ce va ieși. Și întotdeauna lichidul de frână trebuie recipientul cu lichid de frână trebuie să fie plin. Să nu cumva să ajungă sub nivel și să tragă aer. Atunci tot procedeul trebuie reluat. Acum, de ce am ajuns la această aerisire? Pentru că am schimbat kitul de reparație la pompă, am schimbat pistonașul și automat trebuie aerisit și schimbat totodată și lichidul. Acum, când vreți să schimbați lichidul de frână, este fix același procedeu. Adică se poate face fix la fel, ca și acum. Este foarte bun să aveți un furtun transparent, ca să vedeți lichidul vechi, va fi colorat, va fi închis la culoare. Și în momentul în care scăpați de lichidul acela colorat și veți ajunge la lichid nou, transparent, adică călbui cum este în cazul nostru, așa înseamnă că s-a înlocuit tot lichidul de frână și am ajuns la lichidul nou. Deci procedeul este fix la fel, doar că trebuie să faceți, să-l repetați de mai multe ori până când ajunge lichidul nou. Asta vom face și noi, pentru că de fiecare dată este foarte important, lichidul de frână se schimbă periodic. Nu neapărat când rămâneți fără frână, dar cum este la români, de obicei, îl schimbă doar când se ajunge să nu mai avem frâne. Și eu am pățit treaba asta, o să vă explic într-un alt clip. Și haideți să ne apucăm. Ok, începem simplu. Facem pedale. Ținem apăsat. Și acum slăbim acest aerisitor. În cazul acesta nefericit, cum am pățit noi, să se rupă
aerisitorul, trebuie să desfacem aerisitorul din conductă. Data aceasta vom folosi un VDU. Va trebui să desfacem aerisitorul din conductă, să-l înlocuim. Și uite, așa, o treabă foarte simplă s-a transformat în ceva mult mai complicat. Da? Se poate întâmpla foarte des treaba asta. Mai ales la motocicletele mai vechi, întotdeauna poate apărea ceva neprevăzut. Deci desfacem aerisitorul, vedem cum îl înlocuim și revenim. Cam așa arată șurubul aerisitor. Da, și aici în capăt are un alt șurub care este pe con și intră în el și acela are și o gaură în mijloc. Îl desface și strânge și nu dă drumul la aer. Ok, o să înlocuim această piesă și revenim. Ok, acesta este șurubul cu aerisitor nou. Îl vom monta. Acum problema este că s-a pierdut mai mult, de fapt s-a pierdut tot lichidul. Așa că va fi un pic mai greu de aerisit, dar nu este o problemă. Vom munci un pic mai mult. Se mai întâmplă. Așa, punem aerisitorul. Acesta îl strângem definitiv. Noi o să umblăm apoi aici. Așa arată aerisitorul ce s-a rupt la noi. Aici este sub formă de con care închide și are aici o găurică pe unde dă drumul la aer să iasă. Avem aici un șoricel pus de cineva care ne încurcă puțin la cheie, dar este destul de strâns. Ok, desfacem căpăcelul. Punem aerisitorul. Acum vom merge pe varianta clasică, care punem lichidul în pompa de frână și îl împingem către etrier până când nu mai avem bule. Acum fixăm acest furtun. Am spus ca să nu facem mizerie să se scurtă focus într-un recipient. Nu o să curgă foarte mult lichid, dar să nu facem mizerie. Așa, avem nevoie de cheia de 8 cu care vom slăbi și vom strânge acest aerisitor. Așa, silinga cu care vom pune lichidul de frână. Punem lichid în pompă până sus de tot, urmând ca la sfârșit, după ce terminăm aerisirea, să lăsăm nivelul de lichid. Așa, acum aeristorul este strâns și vom face pedale. Acum ținem piciorul apăsat pe pedală și slăbim aeristorul. Nu dăm drumul la picior.
Vedeți, a început să curgă. Strângem la loc aerisitorul. Repetăm procedeul. Deci n-am dat drumul la pedală decât după ce am strâns aerisitorul. La fel, slăbim, strângem. După cum vedeți, nivelul de lichid a scăzut. A început să scadă în pompă, ceea ce este un lucru bun. Avem grijă ca nivelul să nu scadă, să rămână fără lichid și să tragă iarăși aer, că altfel totul l-am lucrat în zadar. Așa, deci în permanență să completați cu lichid. Acum mai este momentan lichid. La fel, ținem apăsat. Și am slăbit. Strângem la loc. La fel facem pedale. Ținem apăsat. Slăbim. Și facem acest procedeu, îl repetăm, până când vom avea doar lichid, fără nicio bulă de aer. Și până când lichidul va fi curat, să nu mai rămână lichid vechi pe instalație. Umplem de câte ori este nevoie. Ok, cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru. Iar dacă aveți ceva întrebări, ceva sugestii, vă așteptăm în secțiunea de comentarii. Vă mulțumim!